Sper că nu aveți rău de mișcare, dar să știți că puteți implementa una dintre recomandările oferite de colegii noștri. Noi o să continuăm această emisiune frumoasă. Ați auzit cu siguranță de expresia vârsta nu este decât un număr, dar odată cu trecerea timpului și corpul nostru are nevoie de îngrijiri speciale. Ei, ce facem noi femeile după 40 de ani, care sunt cele mai indispensabile vitamine pentru corpul nostru, mai ales că metabolismul încetinește? Detalii la acest subiect o să ne ofere invitata noastră, Diana Munteanu Covila, medic dermatolog, cosmetolog. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Așadar, corpul nostru este o poveste, este un univers în care se întâmplă procese firești, dar pe care nu toată lumea le înțelege. Cât de necesar este să înțelegem cerințele corpului, să ascultăm de ce are el nevoie, mai ales odată cu trecerea anilor? Bine menționat, nu toată lumea le înțelege și nu toată lumea vrea să le accepte. Așa. De aceea apare așa o luptă interioară, parcă un conflict. Într-adevăr, scade, să spunem așa, funcția anumitor organe, în special dacă vorbim de femei, după 40, scade cantitatea de estrogen, acel hormon feminin care dă vitalitate, și femeile încep să simtă anumite modificări de dispoziție, de activitate, deci somnul se dereglează. Așa. Apar, practic, modificări la toate nivelele și organele corpului. Dar asta înseamnă că nu discutăm doar despre starea lăuntrică. Corpul nostru oferă niște semnale și de ordin fiziologic, probabil. Îmbătrânește și pielea, apare pigmentarea, de exemplu. Dar care ar fi semnele? Că zicem noi 40 de ani, dar aceste schimbări pot interveni la 35 sau la 45. Da, sigur, acest lucru este determinat și genetic, dar în mare parte, oricum în jurul vârstei de 40 de ani, femeia începe să observe o uscăciune a pielei, dacă vorbim de zona corpului. În zona feței începe observa niște riduri fine, în special colțul ochilor, încep parcă gura, buzele să coboare un pic colțurile în jos, parcă se deformează un pic ovalul feței, cumva fața arată un pic mai obosită, parcă. Așa. E, și noi ce facem? De regulă fugim la medicii, fie facem o intervenție de chirurgie plastică, fie o procedură minim invazivă, dar ar putea fi doar un motiv să încercăm să consumăm niște vitamine. Poate că e suficient și asta. Da, evident că ar trebui să începem, cum spunem noi, cu cel mai ușor, lejer, până ajunge la metode mai drastice, mai chirurgicale. De ce este important, vitamina cea mai importantă pentru piele totuși este vitamina A și vitamina E. Da? Deci acolo ea își face efectul cel mai mult, deoarece vitamina A ne ajută anume la formarea de colagen și elastină, acel colagen care începe să scadă în sintetizare după vârsta de 30 de ani, deși noi încă nu simțim la 30 de ani acest lucru, la 40 deja își dă de știre. De ce este important și necesar de a lua suplimentar vitamine. Deci suplimentar le luăm sub formă de capsule? Sunt suplimente nutritive sau preluăm din produsele alimentare? Asta am vrut să ajung, că vitaminele sunt niște produse organice care de obicei se descompun foarte ușor la factorii de mediu, la căldură, de aceea la mediu acid. Din acest motiv, chiar dacă noi consumăm anumite produse cu un conținut ridicat de vitamine, ele nu se pot absorbi în organism. Din acest motiv, după 40 ar fi indicat chiar suplimentele de vitamine, deoarece nu mai este suficient acea cantitate alimentară pe care o primește organismul. Și după cum știm, și calitatea alimentelor lasă de dat, din păcate. Acum, dacă ar fi să deschidem o paranteză în lumea colagenului, și asta este în formă lichidă, este în formă de pulbere, în formă de capsule, care ar fi cele mai recomandate? Care sunt mai ușor digerate și asumate de corp? Cel mai ușor digerate sunt formele tabletate, dar din păcate ele conțin cea mai mică cantitate de substanță activă, de aceea varianta buvabilă de băut este cea mai concentrată de obicei, sau forma de praf. Atunci când noi consumăm sau recomandăm colagenul, important să fie asociat cu vitamina C, deoarece el ajută la absorpția acestui colagen. Și ne orientăm de obicei nu după brand, nu după cutie care este mai frumoasă, dar în mediu să fie mai mult de 3000 de micrograme de
substanță activă. Deci este foarte important să citim ce este scris pe etichetă. Da, deoarece câteodată formele tabletate, pacienții vin și zic că administrez de mult timp, dar n-am observat nimic. Întreb ce concentrație este, 250. Evident că este foarte puțin comparativ cu minim 3.000, 4.000, 5.000 de micrograme. Așa, deci vitamina A, vitamina C, din gama vitaminei B, ce facem cu ele? Vitamina B e foarte bine pentru femei, deoarece procesele astea de schimb de dispoziție care apare după 40, da, când sindrom premenstrual, premenopauză, de fapt, avem foarte bine asupra acțiunilor cognitive ale creierului. Da? Deci vitamina B, în special B12, va menține procesele de dispoziție, anxietate, sub control. Alt moment este memoria. Îmbunătățește memoria, fiindcă deja fiecare se are câte un moment în viață când se ciocnește, că parcă prea repede ceva i-a scăpat sau a uitat. Și este absolut normal, trebuie să înțelegem lucrul ăsta, da? Da, deoarece, da, se produc anumite stări oxidative care, deci, și-au locul lor la vârsta potrivită. Deci, grupul vitaminelor B, în special B6, B12, va ajuta anume și la îmbunătățirea microcirculației și a creierului. Așa, există o formulă matematică prin care ar trebui să fie combinate aceste suplimente? Cum ar trebui să fie consumate corect pe stomacul gol, cu apă, pot fi combinate cu cafeaua, de exemplu, nu se beau după ora 8 seara. Vreau să știu regimul de consum a acestor suplimente. Ca să vorbim de regimul de consum, trebuie de întâi să menționăm că sunt două tipuri de categorii de vitamine, hidrosolubile și liposolubile, adică cele care se descompun în grăsimi și este bine de administrat în timpul mesei, da, sau cu ceva mâncare, să spunem așa, care conține uleiuri. Din grupele liposolubile, asta este vitamina A, este vitamina E, vitamina K. Așa. Și vitamina D. Deci aceste patru vitamine, ele sunt necesare de administrat sub forma uleioasă. Din acest motiv poate fi luat în timpul mesii. Restul vitaminelor sunt vitamine hidrosolubile, adică care se descompun prin apă și momentul lor care este. Cele liposolubile, ele se depozitează în organism. De exemplu, dacă noi am luat o cură de aceste vitamine menționate, ele se vor menține o perioadă în organismul nostru până se utilizează de către corp. Iar vitaminele hidrosolubile, care se dizolvă în apă, da, vitamina C, vitamina B, grupul vitaminelor, deci ele se consumă pe moment ce vin. Da? Deci ce cantitate de vitamină am administrat-o, ea în acest mod se elimină. Da? Dacă a fost, să spunem așa, surplus de vitamină, se elimină pe cale naturală prin urină și nu se menține în organism. Din acest motiv nu este, să spunem așa, o daună, că dacă s-au consumat prea multe vitamine. Dar cele hidrosolubile pot fi consumate cu ceaiul de dimineață, cu cafeaua, da, sau acestea ar putea reduce din impactul pozitiv al vitaminelor? De obicei se recomandă ca orice supliment sau medicament cu un pahar de apă. Dar nu este drastic dacă n-ați reușit să luați acel pahar și ați luat-o cu o cană de ceai. Să presupunem că am mers la medicul dermatolog, cosmetolog, am preluat toată listuța aia de vitamine de care avem nevoie. În cât timp un pacient responsabil ar sesiza primele efecte? După cum am spus, avem o perioadă necesară de asimilare acestor produse, de depozitare. De aceea, în mediu, noi așteptăm aproximativ o lună. Deoarece și... Nu e mult. Nu e mult, deoarece și pielea noastră are un anumit metabolism care noi știm că se înnoiește, se regenerează aproximativ la 28-30 de zile. Din acest motiv, perioada minimă, să spunem așa, ar fi o lună. Ideal ar fi 1-3 luni. Asta e perioada când totuși o să vedem mai mari efecte. Și devine un mod de viață consumul acestor suplimente, acestor vitamine, sau le facem sub formă de cură recomandată de medic? Eu prefer totuși să fie cură recomandată. Câteodată pacienții fac abuz. Dacă ai menționat că ai voie să iai vitamine, nu mai știu când să se oprească. Deci eu recomand de obicei și chiar vitaminele să nu fie luate toate concomitent, da? Un supliment care conține toate tipurile de vitamine, fiindcă cu siguranță este o cantitate minimă de anumită substanță activă, poate de care persoana are mai multă nevoie în acel moment. De aceea totuși este bine de a fi luate separat, liposolubile separat, hidrosolubile separat și cu intervale de timp. Ar însemna asta că aceste pastiluțe magice, un complex bombă de vitamine cu peste 40 de elemente necesare, sunt mai mult un mit
farmaceutic, o piesă de marketing foarte eficientă și ar trebui să le luăm în mod separat. Ar fi recomandat să facem niște investigații înainte de a lua aceste suplimente și dacă da, care ar fi acestea? Noi putem testa anumite nivele, da, special în sânge, dar sunt și anumite criterii, de exemplu, noi ca dermatologii observăm acea xeroză cutanată, acea uscăciune a pielii, zone mai rugoase și noi atunci știm că e nevoie de vitamina A și E, da, de exemplu. Sau putem testa nivel de acid folic, da, când noi dorim suplinirea vitaminei B, da, sau B12 testăm. Iarăși, dacă avem căderea părului, atunci deja testăm și zincul, și fierul organism pentru a determina totuși care este lipsa cea mai mare. Carența se vede doar în urma unor investigații așa mai minuțioase. Am vorbit un pic despre suplimente, despre vitamine pe care le consumăm. Sunt eficiente serumurile, de exemplu, pentru piele uscată, că tot avem elixir cu colagen, cu vitamina C. Cât de eficiente sunt acestea? Depinde de formula preparatului, da? Dacă ele sunt în nanoparticule, ceea ce acum este o tehnologie nouă, când substanța activă este într-o doză, deci mărunțită atât de mult încât ea se poate penetra prin celulele pielii, atunci da, ea își poate face efectul, ca de exemplu serul cu vitamina C, în special pentru iluminare, Q10 vitamina, așa. Da? Dar asta totuși depinde de formulă. Dacă este o formulă foarte grasă, uleioasă, cu siguranță că ea nu va pătrunde în interiorul celulei. Dacă ea este nanoparticulă foarte mică, mai mică decât spațiul intercelular, deci ea va penetra în interior. Uh-huh. Depinde totuși de producător și de tehnologia pe care o utilizează. Cu siguranță noi femeile suntem mai atente la acest aspect. Suntem cumva mai în căutarea vitaminelor, a suplimentelor. Vrem să fim tinere pe parcursul întregii vieți. E recomandat totuși în cazul bărbaților să consume aceste suplimente, aceste vitamine și dacă da, după ce vârstă? Da, sigur pot să consume și bărbații, însă ei de natură sunt mai norocoși, deoarece din start au mai mult colagen, mai multe fibre de colagen și elastină, ceea ce și face ca bărbatul să îmbătrânească parcă mai târziu. Aceleași riduri apar mai târziu decât femei, deoarece ei din start au o rezervă mai mare de nutrienți, de vitamine în organism. Așa i-a creat natura. De aceea dacă simte necesitatea, poate la un complex, dar dacă nu, nu este neapărat să înceapă în perioada când începe o femeie. Uh-huh. Deci mai mult el se poate axa după 45, undeva așa. Ați spus cuvântul ăsta natură și m-am prins la ideea că noi ar trebui să ținem cont și de calendarul anului. Sunt necesare anumite cure în perioada toamnei, de exemplu, primăvara, sunt diferite acestea? Da, toamna, primăvara se manifestă cel mai mult carențele de vitamină și în special vitaminele pielii, iarăși vitamina A, vitamina E, deoarece suntem mai predispuși sezonul rece, vânt, aerul rece, aerul uscat condiționat și atunci pielea cel mai mult suferă în această perioadă. Și pe final vreau să-mi spuneți cum ar trebui să fie păstrate aceste pastiluțe minunate, aceste vitamine, aceste suplimente, la ce temperatură, în cameră, pe masă, în frigider? De obicei, fiecare producător indică modul de păstrare. De obicei se păstrează la temperatura camerei și se recomandă de a fi consumate dacă s-au deschis în următoarele 30 de zile. Atât, dar nu e nevoie de condiții foarte speciale. Am văzut și foarte multe doamne care au un fel de organizator pentru aceste pastile, doar că ele sunt foarte multe pe zi. Nu dăunăm stomacul în cazul în care luăm și vitamina A și B și omega 3 și D și tot așa mai departe. Cum am menționat, eu prefer să le indic separat. Adică așa. Ați luat o cură de vitamina A cu E, de exemplu, ați finisat-o, apoi ați luat o cură de grupul vitaminelor B, ați finisat-o, de aceea cantitatea de vitamine pe zi este practic o pastilă sau două pe zi. Ah, deci nu este atât de mult. Și dacă luăm un flacon în care sunt, de exemplu, 60 de capsule, dar cu o concentrație destul de mare, noi avem nevoie doar de 30 din ele.
Ce facem cu celelalte? Le putem consuma mai departe sau le facem pay it forward și dăm unei prietene? De obicei, producătorul, dacă a făcut acel ambalaj de 60 de capsule, totuși el este preconizat pentru o cură. Cu cât concentrația este mai mare, cu atât cantitatea de pastile este mai mică. Cu cât concentrația este mai mică, cu atât cantitatea de pastile mai mare și respectiv termenul de utilizare mai lung. De aceea, de obicei, cantitatea, numărul de pastile coincide cu perioada care trebuie administrat. Avem tare puțin timp la dispoziție, dar în momentul în care avem sub 40 de ani, dar consumăm aceste vitamine, o facem pentru profilaxie? E normal? Nu dăunăm? Cum am zis, cele hidrosolubile nu dăunăm. Cele liposolubile putem dăuna. Din acest motiv, totuși, este necesară consultația medicului pentru a stabili. Sunt necesare acel supliment de vitamine sau nu? Deci regulile sunt foarte simple, e ușor de ținut cont de ele, aveți grijă și de prescripțiile medicului, pentru că doar așa o să știți nemijlocit de ce aveți nevoie. Mulțumim tare frumos pentru prezență, mulțumim pentru informații și promitem solemn că o să ținem cont de recomandările dumneavoastră. Cu mare drag! Iar pe dumneavoastră vă îndemn să rămâneți alături de noi, revenim imediat după buletinul de știri. Rămâneți aproape!